Spondilita anchilozantă este o boală inflamatorie cronică ce afectează predominant coloana vertebrală, 1% din populația generală luptând cu această afecțiune. Este de 3 ori mai frecventă la bărbați și în special la tineri între 20 și 40 de ani. Gravitatea bolii este determinată de faptul că, incorrect tratată, evoluează spre anchiloză articulară în 12-15 ani, inducând un handicap major. Cauze. Factorul principal este genetic. Tiparul genetic incriminat este prezența antigenului HLA-B27, acesta fiind întâlnit la peste 90% dintre bolnavi. Factorii de mediu reprezentați de infecții, frig, umezeală, efort, fizic sau psihic, reprezintă factori favorizanți sau care întrețin boală. Simptome. Caracteristica majoră a bolii este afectarea precoce a articulațiilor sacroiliace, oasele bazinului, durerea lombă sacrată sau fesieră fiind motiv de prezentare la medic. Acesta are caracter inflamator, debutează insidios, este persistentă, recidivantă, apare în a doua parte a nopții trezind bolnavul din somn, se însoțește de redoare matinală, adică senzație de înțepeneală, se ameliorează la mișcare și se agravează la repaus prelungit. Alte manifestări clinice sunt durerea și redoarea toracică, limitarea expansiunii toracice, a mișcărilor coloanei vertebrale în toate segmentele, inflamația unor articulații periferice, poate apărea la nivelul șoldului, genunchiului, tendoanelor, mai ales a tendonului ahilian. Irita sau oveita, ochii roșii și dureri roșii, care lăcrimează mereu, cu mare sensibilitate la lumină sau apare senzație de nisip în ochi. Complicații majore posibile în spondilită, afectarea oculară, irita sau oveita, afectarea cardiovasculară, tulburări de conducere, insuficiență aortică, cardiomegalie, crize de angină pectorală, afectarea pulmonară sub forme de procese infiltrative și fibroză. Diagnosticul este dificil în stadiile precoce și facil în formele avansate. Explorările paraclinice cuprind teste de sânge care confirmă sindromul inflamator, testele genetice pentru a pune în evidență HLA-B27, examenul radiologic obligatoriu, pe baza lui făcându-se stadializarea bolii, este și criteriu de diagnostic pozitiv și arată modificări caracteristice la nivelul articulațiilor sacroiliace și a coloanei vertebrale. Computertomografia sau RMN-ul sunt luate în considerare ca mijloace de diagnostic în stadii inițiale ale bolii, când modificările radiologice nu sunt prezente, dar există suspiciunea clinică. Obiectivele tratamentului sunt calmarea durerii, reducerea inflamației și menținerea mobilității coloanei vertebrale și articulare. Tratamentul medicamentos cu antiinflamatorii nesteroidiene, corticosteroizi, medicamente care modifică boala și ajută la reducerea durerii în articulații, medicamente cunoscute sub numele de tratament biologic care blochează o proteină numită factor de necroză tumorală implicată în producerea inflamației. Kinetoterapia este însă baza tratamentului recuperator, cu menținerea unei posturi și a unui aliniament corect al corpului, menținerea supleței articulare, creșterea mobilității coloanei și menținerea volumelor respiratorii. Un diagnostic și un tratament precoce pot să reducă durerea, rigiditatea, inflamația și deformările ulterioare.